În urmă cu 3 săptămâni s-a demarat un proiect național foarte interesant la inițiativa jurnalistei Patricia Pop. Este vorba de România văzută din tractor. Împreună cu postul nostru de televiziune, Caravana își propune promovarea agriculturii, turismului și gastronomiei locale. Patricia a pregătit o sinteză a primei săptămâni din mai multe județe aflate în sudul țării. A întâlnit oameni deosebiți implicați serios în tot ceea ce înseamnă afaceri în industria agricolă. Și încă o informație. Jurnalista Patricia Pop este prima femeie care conduce un tractor prin toată România. Neața, bună dimineața! România văzută din tractor a început. Hai să o iau cu începutul. Duminică am plecat din București, cum spuneam, și am ajuns la ferma Rotunda, în județul Olt. Aceasta a fost prima noastră oprire. Acolo am cunoscut niște oameni extraordinari. L-am cunoscut pe domnul Cornel Ciocan, este seniorul și, ce să zic, managerul acestei ferme. A doua zi, ce am mai făcut? Am fost și am vizitat cultura domnului Bibi. Am fost latreierat alături de Liviu, nepotul domnului Ciocan, Liviu Ciocan, un tânăr foarte drăguț și probabil că l-ați văzut în film, blond, cu ochii albaștri. Eu am zis că ar fi putut să facă orice băiatul ăsta, dar este inginer agronom. De latreierat am ajuns la morarul satului. Iar o experiență extraordinară, am aflat cum se face făina cea bună, cum determini dacă grâul pe care l-ai în mână este de calitate și uite, așa am aflat că bobul trebuie să fie cât mai auriu, cât mai portocaliu, să fie sticlos, să fie foarte bine uscat. De la morarul satului am plecat spre fabrica de pâine, unde încă se mai frământă pâinea manual și unde pâinea se coace într-un cuptor, respectând cumva tradiția de la țest. Concluzia este, România văzută din tractor, prima săptămână a fost fabuloasă. Fabuloasă pentru noi, pentru că ne-am bucurat de momente inedite, de oameni frumoși, de povești interesante. Toată această interacțiune între oameni este extraordinar de valoroasă pentru mine.